Bună seara, Gherla! Bine v-am găsit! Vă mulțumim că sunteți alături de noi în această seară și de asemenea mulțumim Consiliului Local și Primăriei pentru faptul că ne-a găzduit aici. Este a noua ediție a Târgului Produs de Cluj. După ce am parcurs mai multe orașe din județ, am ajuns și la dumneavoastră. Ce ne dorim cu acest târg? Ne dorim să arătăm tuturor că acest județ are lucruri extraordinare pe care le poate promova, de la produse agroalimentare până la artiști extraordinari cu care ne mândrim peste tot. Haideți să-i aplaudăm, sunt Produs de Cluj. Tot ceea ce are bun Gherla este un produs de Cluj și vom încerca de asemenea să promovăm cu acest târg tot ceea ce aveți dumneavoastră frumos în acest oraș, un oraș de oameni minunați, cărora le mulțumim că ne-au primit cu atâta drag. Haideți, vă aplaudăm și pe dumneavoastră. Mesajul cu care noi am umblat prin județ a fost următorul. Haideți să cumpărăm fiecare dintre noi un produs local, un produs al Clujului și prin aceasta vom crea un loc de muncă. Imaginați-vă dacă fiecare dintre noi timp de un an am cumpărat numai produse din județul nostru. De la cartofi, ceapă, roșii, haine, tot ceea ce acest oraș produce, tot ceea ce acest județ produce. Haideți să încercăm acest lucru, pentru că trebuie să știți că fiecare produs cumpărat de dumneavoastră poate crea un loc de muncă, pentru că cel care produce respectivul produs are vânzări, vinde, poate să-și mențină oamenii și așa, iată, toți putem să câștigăm. Haideți să încercăm acest lucru, cum au făcut multe alte țări atunci când au avut greutăți, s-au axat pe produsele locale. Vă sfătuiesc să facem acest lucru, pentru că, iată, Gherla are lucruri deosebite cu care noi clujenii ne mândrim. Nu degeaba suntem atât de invidiați în întreaga Românie, ci pentru că clujenii sunt oameni minunați, oameni deosebiți, pentru care vă felicit.